ești o combinație complexă de perseverență și răbdare pe de-o parte, și de activitate agresivă pe de altă parte. Numărul 1 al zilei îți oferă entuziasm și energie. Spre deosebire de mulți alți reprezentanței semnului Taur, ești un lider real și nu ești dispusă să pierzi timpul în zadar. Activă și energică, îți faci rar griji despre ceea ce alții vor gândi despre tine sau despre acțiunile tale. Dacă apare o ocazie bună, o prinzi cu ambele mâini și o duci până la capăt. Tu ai un talent rar al observatorului și îți exprimi cu bucurie concluziile altora. Se întâmplă oral sau înscris, o combinație dintre acestea nu apare niciodată. Nu ești prea vorbăreață, dar elocventă, pui înțeles în fiecare cuvânt vorbit. Judecățile tale sunt întotdeauna concrete și precise, uneori controversate, dar întotdeauna sincere. Semnul tău zodiacal aparține constelației Taur. Taurul este direct legat de semnele elementului Pământ, care se disting prin următoarele calități: rezistență, loialitate, sensibilitate, încredere. Datorită influenței iubitoare a planetei Venus, te distingi prin vivacitate, distracție și plăcere. Ești prietenoasă și fermecătoare, nu fără dezavantaje, te îndrepți cu ușurință spre extreme, în special în divertisment și plăcere, fiind, de asemenea, vulnerabilă la farmecul vanității. Luminozitatea sentimentelor poate fi transformată din satisfacție într-o exagerare obsesivă a oricărei suferințe. Principalul lucru este ca simțul frumuseții și al prieteniei nu ar trebui să se transforme în extravaganță și exces. Venus îți dă dragoste de viață și capacitatea de a te bucura de lucruri mici. Dar există și o parte reversă a monedei. Datorită influenței lui Venus, poți suferi de dorința excesivă de plăcere. Din moment ce Venus are o influență foarte puternică, nu va interfera cu învățarea de a te opri din impulsurile tale, pentru că orice trăsătură pozitivă se poate transforma într-una negativă. Astfel încât dragostea ajunge în gelozie și dorința de distracție în risipă. Guvernatorul tău astral este Venus. Planeta Venus este responsabilă pentru un sentiment de confort, precum și pentru capacitatea de a gestiona banii. Această planetă este favorabilă pentru artiști, boemi, pictori și cei care lucrează cu bani. Planeta ta în exil este Pluto. Lui Pluto îi poți mulțumi pentru incapacitatea de a folosi resursele și forța de muncă, și de a fi generoasă. De la univers ai primit răbdare, dăruire și perseverență, iar de la ursitoare ai primit activitate și vigoare rare, ceea ce nu este foarte tipic pentru Taur. Nu îți place să fii leneșă pe canapea, preferi să fii în mod constant ocupată. În interiorul tău, se pare că arde un foc, ceea ce te împinge la realizări noi. Mai mult, evaluarea acțiunilor tale din partea altora nu te interesează. Nu îți pasă ce gândesc sau spun despre tine, comportamentul tău, munca ta. Tu întotdeauna îți duci angajamentele la îndeplinire, nu le lași niciodată la jumătatea drumului și nici nu vei pierde nicio șansă. Ești respectată pentru onestitate și sinceritate. Adesea imparțială în declarațiile tale, simți totuși nevoia de armonie și, prin urmare, nu cauți niciodată certuri și demonstrezi capacitatea de a evita confruntarea. Principala armă defensivă împotriva celor care interferează cu pacea și fericirea ta este spiritul caustic, simțul umorului colorat cu sarcasm, deoarece talentul observatorului te ajută să stochezi un set solid de glume. Ești pe deplin conștientă de puterea râsului. Ai capacitatea de a gândi critic, astfel încât să fie antrenată în raționamente îndelungate și fapte exagerate nu este atât de ușor. Ești o iubitoare a frumosului, apreciezi în mod deosebit plăcerile obținute la masă și în pat. De regulă, nu îți asumi riscuri mari, ci încerci să fii ghidată de bunul simț în toate. Cu toate acestea, în dragoste bunul simț uneori te schimbă și faci greșeli fatale prin alegerea greșită a partenerilor. Poate motivul constă în faptul că iluziile romantice te-au orbit prea mult. În toate celelalte sfere ale vieții, demonstrezi realism și pragmatism. În afaceri, nu urmezi fanteziile sălbatice,
În materie financiară ești rezonabilă. În acest sens, ești greu de păcălit, tu recunoști cu ușurință fraudele și prevezi tulburările viitoare. Progresul tău către succes se desfășoară în mod plăcut. Se întâmplă să aștepți timp de ani de zile. Cu toate acestea, în lentoarea și indecizia ta, riști să pierzi singura ta șansă de a găsi fericirea. Te distingi față de alți nativi din Taur prin astfel de diferențe de natură, încântare, naturalitate și realism. Ești una dintre cele mai frumoase femei ale constelației zodiacale, caracterizată de o puternică energie sexuală. Deseori devii sufletul petrecerii, fără a pretinde conducerea necondiționată. Cum afectează data de 1 mai soarta ta? Ești proprietara unei minți normale și a unui simț unic al umorului, ai o personalitate unică. Tu ai o calitate uimitoare, să evaluezi cu atenție comportamentul și apariția altor persoane. Ești capabilă să observi și să iei în considerare chiar și detalii mici. În acest scop, colectezi informații și analizezi. Aceasta ar fi o trăsătură excelentă dacă nu ți-ai fi expus propriile concluzii către public. Nu ești niciodată împrăștiată. Toate poveștile tale sunt semnificative. Remarcabil, cuvintele tale sunt deseori neplăcute. Cu toate acestea, justiția și onestitatea ta nu pot să fie puse la îndoială. Judecățile tale sunt izbitor de cinstite. Poți fi controversată, inexactă, dar nu vei lăsa pe nimeni indiferent. Fiecare cuvânt al tău lovește direct în frunte. Deși ai o personalitate simplă, ești plină de viață, ești foarte interesată de viața socială, nu ești timidă. Ești un adevărat lider care trebuie să se stabilească la locul de muncă, în familie, în cercul de prieteni. Tu nu poți să te închini, pentru tine nu există idoli. Ești respectată pentru integritate, onestitate și veridicitate. În ciuda faptului că ai o limbă ascuțită, ai nevoie de armonie, de aceea nu cauți argumentări și scandaluri. În plus, dacă este necesar, tu poți netezi ușor colțurile. Cum o faci? Datorită unui sentiment născut de umor. Cu toate acestea, trebuie să subliniez faptul că spiritul tău este mai mult decât îmbibat de sarcasm. Tu poți folosi cu ușurință întreaga gamă de trucuri pentru a pune o persoană pe locul 2 cu puterea umorului. În mod remarcabil, nu ai o minte specială. Cum rămâi mereu pe primul loc, poți gândi critic. Nu e de mirare că frazele goale nu înseamnă nimic pentru tine. Singura condiție în care îți pierzi capacitatea de a gândi rațional, este perioada în care te îndrăgostești. Cel mai adesea alegi bărbații greșit, care devin pentru tine atât o tentație cât și o greșeală. În alte domenii și situații dai dovadă de pragmatism și raționalitate. Te distingi printr-o dorință pentru tot ce este frumos. Orice plăcere o poți ridica adesea în fetiș. În ceea ce privește succesul, nu vine întotdeauna repede. Uneori trebuie să aștepți mai mulți ani pentru punctul tău cel mai înalt. Pentru a ajunge la înălțimi fără precedent, trebuie să riști din când în când. Dragoste și compatibilitate. În relații strânse, depui eforturi pentru fiabilitate și poate fi dificil cu tine dacă această fiabilitate este compromisă. Ești un adevărat romantic și iubirea te poate capta complet. Dacă te vei întâlni cu o persoană cu care vei fi bine, veți crea cu ușurință o uniune stabilă și durabilă. Cele mai bune uniuni ale tale sunt formate cu alți reprezentanții elementului pământ, respectiv Fecioara și Capricornul. Toate cele trei sunt stabile, serioase, nu caută relații casual, iubesc plăcerile senzuale și confortul. În același timp, relațiile cu reprezentanții aerului, balanță și gemeni, de regulă, nu se termină bine. Tu fiind mai brutală și mai puternică ești iritată de superficialitatea și detașarea, lipsa de responsabilitate a unui astfel de partener. Desigur, îți poți găsi fericirea în brațele semnelor de apă ale zodiacului, rac sau pești. Cu toate acestea, ar trebui să fii pregătită pentru schimbări frecvente ale dispoziției și o detașare din partea partenerului. O alianță inconsecventă, dar pasională este posibilă cu Scorpionul.
Vărsătorii aduc rebeliunea și lenea în viața ta de femeie practică și inconstanța lor vor distruge rapid armonia din pat. După 30 de ani, îți vei fi schimba prioritățile și opiniile filozofice și, prin urmare, sunt posibile variante ale apropierii tale de semnele de foc, berbecul și leul. Unirea cu berbecul îți poate adăuga o putere de viață dinamică și efervescentă, dar în mare parte se bazează pe sex, nu pe interese comune. O unire implacabilă și egoistă te așteaptă cu leul, dar cea mai rară opțiune este relația cu săgetătorul. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. Ești un foarte bun observator. Îți împărtășești de bunăvoie observațiile cu ceilalți. Urmărind oamenii, îți perfecționezi inteligența, pe care o folosești întotdeauna în discuțiile cu adversarii. Cu toate acestea nu ești deosebită de elocventă. Tu preferi acuratețea și specificitatea, în detrimentul metaforelor și complexității vorbirii. În același timp, niciodată nu ești vicleană sau înșelătoare, mai ales din motive de inteligență. Ție-ți pasă întotdeauna de ce se întâmplă în jurul tău. Ești întotdeauna cinstită față de ceilalți și te bucuri de respectul lor. Nu-ți place lingușirea? Nu încerci să îndulcești chiar și pastilele amare. De asemenea, nu-ți place familiaritatea? Preferi să vorbești adevărul imparțial direct în față, dar nu-ți plac certurile și încerci să le eviți cu toată puterea. Cu ajutorul ironiei și sarcasmului, ești mereu în război cu detractorii tăi. Ești capabilă să gândești critic, nu ești condusă de provocări, te opui înșelăciunii și manipulării, sănătate și boli. Vocea, indiferent dacă este folosită pentru cântări sau pentru vorbire, este deosebită de prețioasă pentru tine. Punctul slab al organismului tău este gâtul și corzile vocale. Trebuie să-ți protejezi vocea. Nu ar trebui să începi niciodată o răceală ușoară, ar trebui să te tratezi cu ierburi, inhalații, mușețelul este cel mai potrivit, și vitamina C. Ești bine pregătit în ceea ce privește gusturile, îți poți alege cu ușurință o dietă echilibrată, dar problema controlului greutății corporale rămâne relevantă. Orice activitate fizică te va ajuta să rămâi trează și energică pentru aproape întreaga ta viață. Pentru tine este perfect skill și notul. În general, efortul fizic este extrem de util pentru tine, chiar și sexul obișnuită nu trebuie neglijat. Soarta și norocul. Ai o personalitate puternică. Vibrațiile din această zi îți permit să obții succes în toate direcțiile. Întrebarea este dacă poți folosi darurile destinului în beneficiul tău. Dacă vei urmări calea binelui și folosești toate oportunitățile care îți sunt oferite pentru beneficiul și bucuria ta, fără a crea rău, vei fi inteligent în acțiunile tale, atunci viața ta va fi frumoasă, armonioasă. Vei fi capabilă să asiguri condiții foarte bune pentru tine însăți, poți fi bogată, fericită și iubită. Sfaturi pentru tine. Ești prea romantică în iubire, nu poți lua în considerare realitatea. În dragoste, încearcă să fii mai realistă. În ceea ce privește stilul de viață, ai curajul să privești în viitor. Odată ce ți-ai proiectat planurile, nu uita să le pui în aplicare. Asumă-ți riscul necesar la momentul potrivit pentru a reuși să avansezi în viață. Prin urmare, trebuie să înțelegi bine când eziți și când trebuie să prinzi rapid norocul de coadă. Ce cadouri ți se potrivesc? O femeie misterioasă și senzuală ca tine este puțin probabil să fie mulțumită de calitatea de membru al unei sălii de sport sau de o excursie la o stațiune de schi, preferând un solar sau un coafor. Calitatea și confortul sunt ceea ce meriți cel mai mult. Tu preferi cadouri scumpe, deși nu vei afișa dacă le evaluezi mai puțin decât prețuiesc. Chiar și un cadou scump în acest caz nu va face toți banii. Programul obligatoriu al unui cadou pentru tine include florile și ceva delicios, grozav dacă este făcut cu mâinile celui care dăruiește, dar nu amator, poate aproape profesionist. În plus, coniac sau vinul preferat, o cutie de bomboane delicioase. Deși există tauri mai modești,
care va accepta conia ca un cadou, cel care îți face cadoul trebuie să rețină că nu distingi prea bine un coniac de altul sau o cuție scumpă de ciocolată, de una frumos colorată și necunoscută luată de la chinezi, decât o focătură, mai bine ceva practic și durabil. Tu iubești confortul, astfel încât pernele, păturile, papucii, așternutul bun și tot felul de diferențe care împodobesc și facilitează existența noastră muritoare pot intra în deliciul cadoului tău. Aurul și pietrele reale sunt întotdeauna în favoarea ta. Ambalajele nu trebuie să fie mai puțin elegante decât cadoul. Dacă într-adevăr cineva dorește să-ți ofere un set de produse cosmetice sau o sticlă de parfum, nu este nevoie să se implice în culori strălucitoare și mirosuri dulci. Doar culorile pastel și mirosul de prospețime, așa simți tu. Totul este romantic pentru tine, preferi lenjeria de mătase, șampanie și cercei, cu siguranță prețioase. Adesea, chiar și femeile în vârstă colectează jucării moi. În acest caz, este foarte util ca cel care oferă să se intereseze de hobby-ul tău și de a afla cu atenție cu ce ai vrea să umpli colecția. Dacă ți se dăruiește un smartphone, trebuie să aibă grijă de setul cu cască să fie de înaltă calitate. Nu contează cât de nou este telefonul, pentru tine e mai important că este frumos. Fiind naturală, poți fi angajat în lucrul cu aceși, prin urmare, o carte cu sfaturi practice în conformitate cu interesele tale va fi foarte utilă. Tot ce poate încălzi corpul și sufletul, toate acestea pot fi un cadou pentru o fată ca tine, balsam, blană, pulover de lână, lanternă japoneză, pijamale calde, elegante. Fiind o femeie practică, apreciez cadouri pentru casă, un set de lumânări parfumate, prosoape, halate de baie, ceasuri de perete, picturi, nu vei renunța la covorul confortabil. Principalul lucru este să-ți încălzească inima vulnerabilă. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.